Salutare, dragi trader, și bine v-am regăsit. Suntem pe data de 2 martie și vreau pe această cale să le urez o primăvară frumoasă tuturor doamnelor care sunt trader și de ce nu și domnilor să aibă o primăvară plină de tranzacții cât mai înfloritoare, ca să spun așa. Începem analiza direct pe grafice. Și voi pomeni în momentul respectiv despre evenimentele fundamentale din această săptămână. Începem cu euro-dolar. Observăm că prețul a respins din linia de trend ascendentă și ca un scenariu în momentul acesta putem spune că sub 1.19 tranzacții sell, peste 1.22 tranzacții buy. Simplu, nu vreau să complic analiza foarte mult. Prețul nu a reușit să capete suficient momentum, prin urmare mi-am stabilit nivelul de la 1.22 ca un nivel peste care să intru cu o tranzacție de buy, ceea ce îmi va confirma mișcarea ascendentă, continuarea mișcării ascendente până în zona 1.25 și dacă prețul nu a reușit să își ia suficient avânt pentru a crește sub 1.19 tranzacții de sell. Mergem mai departe, mergem pe graficul liră în raport cu dolarul. Lira a avut această corecție mult așteptată, ca să zic așa, și în momentul de față ar putea să formeze aici o divergență bearish și corecția să continue. Mi s-ar părea un scenariu destul de potrivit pentru această situație, însă divergența bullish este cea pe care o urmăresc și tranzacțiile de buy sunt cele pe care le urmăresc, deci tranzacții pe termen scurt de sell până la formarea acestei divergențe bullish pe daily. Atenție, tranzacțiile de sell sunt posibile pe formarea unei divergențe bearish în acest moment. Și cu o combinație de divergențe probabil mă aștept la o intrare într-o tranzacție de buy pe respingerea din nivelul 1.37. Însă las prețul să-mi arate clar care este intrarea în tranzacția de buy pe liră pe care o urmăresc de foarte mult timp. Mergem mai departe pe Kiwi, vedem graficul, vedem această linie pe care am lăsat-o de vreo două săptămâni, nu-și mai are niciun sens, o ștergem, haideți să prelungim acest canal, prețul este în continuare în acest canal, avem două variante și acestea sunt, bineînțeles că urmăresc tranzacții de buy, da? Dar cum intru în tranzacții de buy? Fie din o respingere din zona 0.71, dacă prețul se reîntoarce în canal și respinge din nivel și linia de trend, fie pentru că aici este un lucru, și ăsta ar fi un scenariu care mie mi-ar plăcea foarte mult, fie, haideți să mergem pe time frame-uri mai mari. Ce observăm? Avem o divergență bearish. Um,
avem prețul ajuns, e adevărat, pentru o perioadă scurtă de timp în această rezistență de la 0.74. Dar ceea ce observ însă este că dacă aș trasa așa o linie de trend descendentă, noi avem o străpungere a acestei linii descendente, linii de trend descendente de pe weekly. Mă aștept la o corecție mai mare pe baza divergenței bearish, după care prețul să-și reia mișcarea ascendentă. Așa că chiar dacă aici o să mai am o retestare a rezistenței de la 0.74, mă aștept eventual la tranzacții de sell pe termen scurt și după o corecție mai zdravănă, ca să spun așa, să caut iarăși intrări în tranzacții de buy. Mergem mai departe, USD CAD. Atenție, avem NFP-ul vineri ca element fundamental important și tot pentru USD CAD avem pe data de 4 martie, adică poimâine, avem o întâlnire OPEC. În funcție de lucrurile care se vor discuta și se vor hotărâ acolo, probabil vom vedea niște mișcări ale prețului. Suntem acum pe USD CAD și ce pot să observ sau ce mi-ar plăcea să văd ar fi acest head and shoulders care încă nu s-a format. Deci dacă prețul reușește și respinge și linia de la 1.26 funcționează ca un suport foarte, foarte puternic, atunci avem un head and shoulders care sau al cărui neckline este chiar în zona liniei de trend. Ceea ce mi-ar spune că dacă reușește să ne străpungă neckline-ul și linia de trend descendentă, o retestare, o tranzacție de buy cu un target de profit, eu aș merge chiar până în zona acestei rezistențe foarte puternice pe care eu am trasat-o acum câteva săptămâni sau chiar luni, de la 1.29. Cu toate că un target de profit confortabil ar fi 0, pardon, 1.28 ca target de profit. Deci dacă s-ar confirma acest head and shoulders tranzacții de buy, dacă nu, dacă prețul străpunge suportul de la 1.26, bineînțeles tranzacțiile de sell sunt cele pe care le voi urmări. USD/JPY, povesteam acum 2 săptămâni, tranzacții de buy, avem străpungerea acestui wedge și o mișcare clasică. Chiar acum putem să, dacă mergem pe un time frame mai mic, haideți să vedem. Avem așa, cred că și aici avem un canal foarte bine conturat. Ce frumos! Ce frumos! Da? Ok, 2 secunde că am apăsat pe tasta Ctrl în loc de Shift. Bun. Tranzacții de buy, după ce prețul acum observăm că respinge din partea superioară a canalului de oscilație și caut iarăși intrări de buy în cazul în care observ pe time frame-uri mai mici, intrări și formări de divergențe bullish care să-mi ofere un raport risk-reward foarte bun. Targetul de profit, așa cum cred că am spus acum câteva săptămâni, e 107.8, este zona de unde a plecat wedge-ul.
Deci încă cred că USDJPI mai are forță să ajungă până în 107. Deci tranzacții de bai după o corecție. Petrolul a ajuns în rezistența de la 63 cu 9. În acest moment suntem și în rezistența de nivel și în rezistența liniei de trend, dacă mergem pe monthly sau pe weekly, dar scădem zoom-ul, observăm această linie de trend. Prețul este într-o divergență bearish pe volumele MACD. În acest moment chiar spuneam, am făcut o analiză doar pentru petrol, spuneam că mă aștept la short, la tranzacții de sell pe petrol. Această linie de trend a fost trepunsă și a dat curs tranzacțiilor de sell despre care vorbeam. Nu mai și are rostul acum. În acest moment prețul ajunge în suportul de la 58 cu 59, cel mai bine spus. Și rămâne de văzut dacă își va continua căderea sau mișcarea descendentă până în 54. Deci ar fi un scenariu străpungerea suportului la 59, testare și tranzacții de sell cu un target de profit până la 54 sau respingerea. Și atunci, dacă prețul respinge, haideți să mergem pe un time frame mai mic și să facem un scenariu. Aici avem o divergență bullish, prețul respinge și tranzacții de buy cu un prim target de profit, iarăși zona 64, ca să zic așa. Și atenție, pentru că în această zonă, cu siguranță, rezistența va fi destul de greu de străpuns, însă dacă va fi străpuns, tot așa nu mă aștept la. Deci sunt reticent în a tranzacționa buy, în a tranzacționa long pe petrol. Chiar dacă cererea crește în primăvară, începând cu luna martie, crește consumul de carburant și prin urmare va crește și prețul. Suntem în condiții speciale de pandemie și știm că este o tendință generală de scăderea consumului de petrol. Deci sunt date contradictorii. Mai avem și întâlnirea OPEC de pe data de 4 martie. Până nu am ceva clar, cred că aș prefera să rămân departe de petrol, dar cu un ochi în permanență. Cred că și întâlnirea OPEC va avea un rol catalizator și ne va spune dacă putem intra în această tranzacție de sell, care mi se pare, să zic, cu un raport risk-profit cel mai bun. Fie petrolul își va continua mișcarea ascendentă, însă aș sta cu minte și nu aș intra în poziții long pe petrol, așa cum am spus și mă repet. Aurul, mergem mai departe și aurul își continuă mișcarea descendentă, tranzacții de sell după mișcările corective. Haideți să vedem pe time frame-uri mai mici, pe H4. Mă aștept aici să se formeze o divergență bearish, o presiune bearish și orice mișcare care îmi aduce prețul în zona, haideți să o măsurăm, să zic în zona 1770, tranzacții de sell. Însă target de profit 1680. Avem un suport care este și aproape de linia descendentă a canalului. 2 secunde să vedem noi ce facem aici. Da?
Deci avem și suport, avem și suportul canalului descendent. Deci aici mă aștept ca prețul să se oprească. Deci tranzacții de sell pe orice mișcare ascendentă, ca să am un raport bun cu un target de profit 1679, această zonă. Ce o să se întâmple mai departe? Asta este important. Zona de 1679 va fi atinsă, însă aici avem intersecția cu linia de trend de pe daily. De aici mă aștept și cu siguranță voi avea clar o mișcare ascendentă până în această rezistență puternică pe care am delimitat-o săptămânile trecute. Deci prețul ar face, după scenariul pe care eu îl văd cu o probabilitate mare, o mișcare de genul acesta. Ce ar fi ca argument pentru această mișcare? Avem o divergență bullish în formare. Suntem pe weekly pe un trend ascendent și suntem în plină criză. Așa că mă aștept la schimbări rapide pe piața aurului și încă cred că această mișcare ascendentă va continua. Până unde nu putem ști decât când se va termina, cu siguranță. Cam atât pentru această noapte sau seară. Și vă mulțumesc tuturor cărora m-ați urmărit până la sfârșit. Vă doresc tranzacții fericite și aștept comentarii și propuneri pentru alte instrumente financiare. Numai bine!